strada Echinoxului din București. Un tip irresponsabil spală mașina în stradă. Asta e și ilegal și periculos pentru mediu și imoral. Toate zoaiele astea se fac praf și intră tot lui și copiilor lui în plămâni. Și praf toxic pentru că conține tot felul de uleiuri, chimicale. De asta e interzis să speli mașina în stradă. Pentru asta trebuie să mergi la spălătorie autorizată. A el are bani de mașină bengoasă, nu are bani de spălătorie. Primarul Florea vrea să ne omoare. În loc să dea cu aerozolul ăsta noaptea când nu sunt oameni, el dă peste transportul public, peste pietoni, cu o travă sau îi poate numai apă acolo și ne răcorește. Faptele lui Florea. Procurorul iresponsabil. Sectorul 5 București. Maidan de Ambrozie pe strada înclinată. Tot sectorul 5 București. Cimitir de mașini și spălătorie improvizată în stradă. Oamenilor nu prea le pasă de mediu, de propria sănătate. Măcar s-au rușinat când au văzut că e filmat. Atâta bun simț are. Băi, ne omori! Nu miroase nimic, dar apa asta, aerozolul ăsta, sigur e cu o travă. Cum poate să dea așa cu nesimțire peste oameni? Și toți tac, toți rabdă.